Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori, la obișnuita noastră întâlnire aici pe televiziunea dumneavoastră prietenă, nu numai pe timpul pandemiei, prietenă de-a lungul vremii, care s-a dovedit și am încercat să facem prin programele noastre o mână întinsă către dumneavoastră, ca să vă arătăm că nu sunteți singuri în această perioadă în care a trebuit să traversăm un eveniment unic în ultima sută de ani, și anume pandemia de coronavirus. Dar să trecem peste aceste evenimente care ne-au grevat din multe puncte de vedere viața noastră de zi cu zi și să vorbim de aspectele frumoase care au rămas trainice și rămân, cum spunea Nicolae Iorga, și nu le va putea șterge nici o mână care temporar va avea putere asupra istoriei. În compania noastră, răspunzând invitației, un prieten de nădejde al nostru și al dumneavoastră, domnul director Dorin Brozbă, apreciat scriitor, documentarist, regizor, scenarist și un om care a făcut, așa cum spunea profesorul Viorel Gărbaciu, Dumnezeu să-l odihnească, ca această cultură din Gorj să se integreze cu drepturi depline în cultura noastră națională. Îi mulțumim mult că direct din teritoriul unde se documentează pentru viitorul film, pentru că domnia sa este, așa cum mă repet, spunea Viorel Gărbaciu, este singurul care a făcut cultura adevărată prin propriile resurse, fără să apeleze la vreo autoritate vremelnică. Omul care face cultură pentru cultură și pentru universalitate. Vă mulțumim mult, domnule director! Bine v-am regăsit, domnul profesor, și mulțumesc, ca de obicei, minunatei dumneavoastră instituții, televiziunea Accent TV, care, iată, mai are așa un ochi și către noi puțini oameni care îi mai interesează și partea culturală, pentru că, nu spun eu un secret, toată lumea iubește cel mai mult partea materială, sigur că și ea este binevenită, însă și fără un strop de cultură, sufletul omului, și nu cred că spun eu o noutate, este pustiu, la fel ca deșertul Sahara. Revenind la ce spunea dumneavoastră mai înainte, sigur, eu în ultima perioadă deja am început filmările pentru documentarul nostru Tudor Vladimirescu. Este un film documentar, nu este artistic, pentru că eu nu fac filme artistice, ele sunt mult mai complicate. Ca de obicei, până la ora când vorbim, începutul lunii iunie, nu am găsit niciun fel de înțelegere, de sprijin material, pentru că în ziua de astăzi și un lăutar care cântă la urechea unui chefliu, până la urmă întinde și el pălăria să îi se dea un bănuț acolo, nu neapărat pentru mine, ca persoană particulară. Investiția în cultură. Și pentru oamenii, nu pentru oamenii, pentru că eu în acest documentar folosesc niște oameni care, sigur, eu nu visez și nici dumnealor nu visează, sunt niște prieteni foarte apropiați mie, nu visează la onorarii hollywoodiene și la cât de cât să ne descurcăm și noi pe timpul filmărilor, pentru că și o simplă deplasare, și nu spun un secret, domnul profesor, costă bani și nu puțini. Noi o să mergem exact pe urmele marelui pandur Tudor Vladimirescu, la fața locului. Sigur, eu am făcut documentarea mai de devreme, mai la începutul anului, și ce am găsit pe teren, așa cum se spune, nu mi-a plăcut deloc. Și mai aici mă refer la principalele locuri care au rămas în amintirea marelui public, a românilor în general, locurile pe unde a fost Tudor Vladimirescu. Începând cu Vladimiru, Târgu Jiu, Padeșu, Glogova, Cernețiu, Craiova și până la Oficescului sfârșit din mai 1821 la Târgoviște. Cu excepția Goleștilor, acolo în zona Piteștilor, unde el, știți că a fost reținut, într-un fel a stat o noapte arestat acolo până a merge la Târgoviște, cât de cât este un muzeu, pentru că este proprietatea marilor boierii Golescu, încolo, să știți că am găsit niște monumente, pentru că aceste cule, în principal, sunt niște monumente care, până nu demult, funcționau extraordinar
Și aș da un exemplu, ultim exemplu, cula de la Cerneți, care este spațioasă, dar la ora când vorbim este într-o degradare înspăimântătoare, domnul profesor. Ea, această culă a fost o secție a muzeului Porțile de Fier din Turnul Severin și pe acele timpuri a fost întreținută bine. Iar, din câte mi-a zis persoana care se ocupă de ea și are grijă să fie cât de cât nu vizitată, să fie nu funcțională pentru că este închisă. Să nu se fure, să nu fie furată, devastată, sigur, cum s-a mai întâmplat în multe lucruri. Să știți, să spunea ce dumne, aveam și câte 1.500-2.000 de turiști pe săptămână, nu pe lună, pe săptămână. Pentru că toate pachetele de turism care se luau odinioară pentru Turnul Severin, pentru că e la câțiva, la vreo 6-7 km de Turnul Severin, este acum în proprietatea primăriei Șimian, pentru că Cernețu este un sat parte a comunei Șimian din județul Mehedinți, la câțiva pași. Repet, sunt vreo 6-7 km din Severin. Întotdeauna pachetele care se luau din întreaga țară pentru județul Mehedinți și în special la Mehedinți este Severinul și Orșova, cele mai vizitate localități, nimeni nu ocolea și această culă. Ba mai mult, domnul de acolo mi-a relatat că de foarte multe ori la cula lui Tudor Vladimireț, cu când era ea în timpurile bune, veneau și studenții de la regie artă și film de la București, chiar am înțeles că și domnul Andrei Blaier a venit o perioadă, făceau un fel de practică acolo la cula lui Tudor Vladimirețcu, nu neapărat că era o clădire somptuoasă, dar este și un spațiu generos. De fapt, acolo a fost una dintre moșiile importante ale marelui pandur Tudor Vladimirețcu. Revenind la Gorj, să știți că am fost și la Pade și chiar de 28 mai de ziua eroilor și să știți că nu am fost singur să zic că domnule Broz vă minte. Și ce am găsit acolo m-a întristat foarte mult. Pe Câmpia Soarelui acolo? Pe Câmpia Soarelui, vorba vine Câmpia Soarelui, domnul profesor. În primul rând pe acea alee frumoasă, că probabil ați fost acolo, la intrare acolo era presărată cu baleci de vacă, gardurile căzute, pe monument buruienile de o jumătate de metru. Plus semințe sau mizilic, cum se zice, coji, sticle goale pe acolo, semn că au trecut niște petrecăreți. Dar le spunem petrecăreți, nesimțiți, este mai așa. Dar nu are un, domnule director, un circuit închis, eu știu, monumentul ăsta, s-au mâncat o supraveghere de către autoritățile locale care l-au bănuiesc în grijă. Doamnă Covaci, din punctul meu de vedere, sigur că, din câte am înțeles, este sub tutela primăriei Padeș. Eu mă așteptam la primăria Padeș, la oamenii de acolo, neapărat primarul. Să știți că o comunitate nu e așa, doar pe primarul, nu e numai primarul. Sunt și dascăli, sunt și alte persoane care sunt cu partea culturală. Sunt și oameni la nivel de județ care se ocupă, nu trebuie să te duci numai în ziua când rostești cuvântării fierbinți acolo și te duci să vezi despre ce este vorba. Și nu mi-a căzut bine deloc. Gândiți-vă că e bicentenarul la anul, domnul Covaci. Sunt oameni, cum sunt și eu, de pildă, dacă merg în țară, că este Sibiu, că e Brașovul, că e Alba Iulia, chiar dacă am cu totul altă treabă acolo în acea zonă, nu este imposibil să nu mă duc să vizitez cetatea Alba Iulia, Muzeul Brucheantal, mi-a venit mie aceste localități, și la Cluj, și la... Și aici așa vine omul la tismară și zice, dumneavoastră, suntem la câțiva pași de Pade și ia să vizităm noi, că sunt oameni care vin ani și după ani în zonă, să viziteze, de pildă, acest monument de la Câmpia Soarelui. Păi ce să vadă, domnul? Ați spus buruieni, sticle, semințe? Am văzut eu, este suficient. Și culmea este că, vine să și râd, chiar după seara am văzut că conducătorii acestei comune și-au postat niște fotografii că au depus coroane acolo și eu am fost acolo chiar la 12, eu știu, nu era nimic. Gândiți-vă dumneavoastră în ce hal am ajuns și ce să ceri tinerii generații să iubească cultura, să iubească frumosul, când autoritățile care sunt primele, de aia și ea, sunt plătite bine, că trebuie să știți și de spectatorii dumneavoastră că și un primar și oamenii din primării sunt plătiți acum foarte bine.
S-a schimbat ceva, dumneavoastră, că faceți destule reportaje, ați văzut ceva, ce, domnule, când erau, că au fost și salarii mici, asta este realitatea, se văiteau că, domnule, nu avea... Bun, și acum, după noua salarizare, a simțit dumneavoastră că s-a întâmplat ceva deosebit? Sincer, n-am văzut, dar vă întreb, de ce folosesc o vechea placă? Nu ne lasă puterea, nu ne lasă opoziția și gata, a trecut și 30 de ani de la Revoluție. Domnule, nu, că ce putere, care, domnule, putere și opoziție? Că tot... Dacă cei de la primarul e în opoziție cu puterea, zice că nu ne lasă puterea și invers. Domnule, ascultați-vă pe mine și oamenii și telespectatorii noastre să știu un lucru. Ce putere și opoziție? Merge placa asta. Ce putere și opoziție, domnule, toți sunt la fel, nu-i niciun fel de putere și opoziție și dumneavoastră știți că chiar în județul nostru drag și iubit, ăla care la putere, deja au rubedenii, finii, nepoții, rude cu ceilalți din așa sau opoziție. Așezați-o. Și pe aceea când revine ceilalți, tot la fel, deci nu se întâmplă nimica. Și de aia și trebuie să știți și dumneavoastră că sunt anumite demnități publice aici în județul Gorj, care unii sunt pe ele de vreo 30 de ani, 25-30 de ani. Ei, gândiți-vă că nu are nimica cu schimbarea noastră. Dacă oamenii consideră să gândească ce, domnule, trebuie să merg la vot și să votez că mi-a zis șeful sau mi-a zis nu știu cine sau nu știu, unul a mințit mai mult sau a țipat mai mult, dacă mergem tot pe acest principiu, că mai sunt puține săptămâni până la până la alegeri, când se vor cerne lucrurile, când se vor cerne lucrurile, domnule, dacă continuăm să se voteze cum merge, aveam, eu să știți că sunt neam de oier, când mergeam, că atunci se mai deratizau oile, când mergeam cu ele la scaldă, aveam două mai bătrâne și știți că oaia este oaie. Și aruncam două repede ăștia mai bătrâne în bazin și celelalte le urmau. Dacă mergem tot pe alea, pe minci, să apreciem minciuna și să nu uite, domnule, ia să încercăm noi și cu oamenii, eu, nu este emisiunea politică, dar să știți că, din păcate, și în primul rând vorbim despre cultură, partea culturală ar avea de mult de câștigat dacă aceste autorități s-ar implica. Domnul Covaci, eu vă spun cu mâna pe inimă și am aflat că acum că iară să dau iară casa lui Brâncuș către primărie, foarte frumos. Eu vă spun din experiență, ce se dă pe mâna și poate nu că devină primarul sau autoritățile actuale, ce se dă de la o instituție care este pregătită de cultură, să dă la primărie în actualul context, în actualul timp, este ca și desfințată acea instituție. Zic că n-au finanțare instituție de cultură atunci, și... Păi atunci, domnul Covaci, de ce le iei? În momentul când eu iau de la dumneavoastră, vin și vă iau casa dumneavoastră și promit. Și așa, în momentul la ce le iau? Pentru că, nu spun un secret aici, și cu riscul de a fi înjurat, îmi priește că nu mă îmbolnăvesc acolo la vârsta mea, domnule, este cumplit, eu mă umblu prin județ și mă arunc, mă uit, știu foarte bine acest județ. Prin prisma profesiei, că sunt om de cultură și filmat și vă documentați. Eu fac acest Gorj de 42 de ani cu piciorul și știu unde să mă duc. Când vezi ce era odinioară și acum pline, monumente pline de bălării, case, muzeu închise, nu, sunt închise. Și din câte știți și dumneavoastră, fiecare instituție a primării, nu vă spun un secret, au oameni care se ocupă numai, om plătiți și oameni, numai pe partea culturală. Inspector pe cultură. Și încă ceva, dezamăgire pentru mine, să știți, întotdeauna domnul Covaci și pe timpul generației mele și mai încoace, păi în primul rând se implică cadrele didactice, domnule. Cadrul didactic, majoritatea dintre ei, inclusiv prin mediul sătesc, sunt doar navetiști și se uită mai repede că se face treaba. Nu, asta în primul rând pentru că nu e din localitate, nu devine, dar oamenii care sunt acolo în localitate, pentru că sunt și în localitățile sătești, sunt oameni deștepți, oameni profesori, învățători. Nu se implică absolut deloc. De ce înainte mai este? Se implicau și acum oamenii parcă au dovândit o aversiune sau să spun o rezervă față de fenomenul cultural, pentru că declarativ toți oamenii politici ridică cultura în slăvi și spun că vor face, vor drege, dar cum am văzut cu toții și cum dumneavoastră vă loviți ca om de cultură, realitățile sunt opuse total. Păi da, în fiecare localitate, cred că avem sute de cămine culturale care sunt și directori acolo, nu se întâmplă nimic, se face orice, dar numai activității, cu puține excepții, numai activități culturale în spate și nu întâmplător au apărut acele șușanele
zice că așa se festivaluri, ore de la sărbări câmpenești cu scene aduse din jur și țipete și urlete, de nu înțelege nimeni nimic, absolut nimic, și este regretabil că sunt anumite localități din Gorj, pentru că Gorjul în țara asta nu-i cunoscut că face rachete cosmice, este cunoscut cultură, cântec și autenticitate. Vă citat pe dumneavoastră un redactor la Radio Craiova de la Ministerul Culturală, Folclorică, l-am auzit chiar zi de trecut, că facem sărbări câmpenești în fum de mititei și spunea, citat din Dorin Brozbă. De ce se fac când miros de mititei și fum de mititei aceste sărbători? Au și mititei, rostul lor, dar parcă... Domnule, de la aceste așa este campanii electorale, că văd că acum am înțeles că nu se mai... De acolo a plecat. Pentru că întotdeauna candidații care au aruncat mai mult fum de mititei și urlete au avut și de cauză. Acum știți și dumneavoastră, pe noua lege, am înțeles că nu sunt în temă, că nu se mai dă voie și foarte bine se întâmplă. Dar, în schimb, metehnele au rămas. Adică a rămas acele scene, țipete, urle, că, domne, festivalul se ierbe al prunului, al frunzei de nu știu ce. Domne, avem atâtea personalități care poți să le dai numele lor, domne. Și să faci ceva autentic, pentru primul rând, pentru tânăra generație. Și... Cum ați făcut dumneavoastră? Pentru că festivalul dumneavoastră rămân, am văzut, sunt prevăzute și în anuarul de sărbători folclorice al Muzeului Satului din România. Chiar de bună zi am lovit de această informație. Dom'le, eu acum 2 ani am făcut retragerea, cum era normal. Ați lăsat o echipă în spate. Am lăsat o echipă, și echipa mea, probabil o să găsim alte evenimente de făcut, cât se poate. Le-a mai făcut cineva, domnul Covaci? Adică deși unul. Păi nimeni nu le va face, domnul meu. Pentru că toată lumea s-a învățit, deci totul, hai cu scena acolo, hai cu grătarul de mititei, hai cu berea, aduce doi răgușiți acolo, țipă și domnule, am făcut festivalul de nu știu cât. Așa se întâmplă. Și atunci, iată că, în timp, vine și rezultatul. Copii prost educați, educația nu neapărat trebuie făcută și acasă. Ce, domnule, n-are bani? Nu. Dacă acasă nu e făcută și tu la școală, nu. Școală nu se mai face, știi și dumneavoastră despre ce este vorba. Așa? Ați mai auzit de corigenție și repetenție? Nu. Cât timp va fi haosul ăsta, balamucul ăsta, acești copii care sunt analfabeti funcționali, și o spun foarte clar, pentru că nu-s politician, am nevoie de voturi, să mintă care au nevoie de voturi și îi votează. Acești copii, domnul Covaci, și să înțeleagă și acești băieți care acum vremelnic sunt la putere, vremea se duce și noi vom ajunge pe mâna acestora de vor conduce. Și o să ne zică bună ziua, unuia dintre ăștia care mint acum așa, o să-i dea un șunt în fund pe stradă. Deci fără să-i zică nimic. Uitați-vă ce vă spun eu, să nu pierdeți această înregistrare, pentru că toată zice, domnule, am ieșit primar, sunt nu știu ce șef, nu știu ce director, dar pe el nu interesează. Zice, domnule, iau un salariu, bine, gata, mai trebuie. Un salariu bun, să spunem. Dar copiii ăștia toată ziua îi zăpăce și auzeam recent că abia așteptăm să se dea drumul la mol. Păi să se dea, domnule, drumul la mol, că dacă ajungi să stai, pleci de la bâlci și te duci la mol, nu e nicio mare diferență din punctul meu de vedere. Ia mergeți dumneavoastră să faceți un reportaj sau colegii noastre, duceți-vă la o librărie, duceți-vă la bibliotecă și să numerotați câți oameni intră într-o zi. Ați văzut, maestre, în Rusia a fost coadă la deschiderea unui târg de carte. Iată că Rusia prețuiește totuși cultura. Am rămas uimit aseară văzând știrea pe un post național. Oamenii se înghesuia, a fost nevoie de poliție ca să poată să-i distanțeze social și le era teamă cetățenilor ruși că nu prind o carte, iată. Dom'le, oamenii, dacă îi ofer ceva, exact când vin, ați văzut dumneavoastră să face și o glumă când vin acele rufe de second hand, te duci de curiozitate, chiar dacă nu e nimic. Se întâmplă, știți, undeva în Târgu Jiu, în afară de prietenul România, Mateaș, Florin, care are acel anticariat, are foarte puțin, adică nu are posibilități mari. Dar știți dumneavoastră vreun târg sau vreo instituție, zice, domnule, avem săptămâna asta a cărții. Unde? Aici, unde suntem noi, la coloana infinitului. Avem săptămâna viitoare unde? La, eu știu, la Sadu, la Bumbești, știu, sărbătoarea cărții. La Vladimir, că tot avem pe Tudor acum. La Vladimir sau la, eu știu, la Motru sau oriunde. Nu, domnule. Toată lumea și-a bani își vede de treabă, acum vin alegerile, iar vin cele generale, veselie, ani, timpul trece și rezultatele, încă o dată mă repet, se văd. Vine o generație care va fi debusolată complet. Deci ce să mai zic de cultură? Ce să mai zic de cultură? Deci cultura nu înseamnă, domnule, să știi poezii, să știi nu știu ce cântece, să știi să te orientezi. Eu am văzut copii care
sunt absolvent de facultate și nu știu, mă întrebau pe mine, zice, domnule, Glogova unde e, că vorbeam noi de Glogova. Ei erau în Motru, repet, păi cum, domnule, ești la Motru, nu știi Glogova, că și un nene de la care face târg de capre și de oi și zice, o, mă duc la târg, eu mă duc să vând acolo. Ei, și aici pleacă, de aici pleacă drama noastră și oamenii, repet, care sunt mari și tari acum, că senatori, că deputați, că primari, o să îmbătrânească, o să vină și pensia și o să meargă liniștit, zice, ăsta e ăla, bă, care de mințea toată ziua, a fost primar, n-a făcut nimic, sau a fost director și... Și îți dă un șut în fundulesc, așa a fost el instruit. Dar știți, mai este că eu am întâlnit foarte mulți tineri care caută discurile și cărțile dumneavoastră și iată că tânăra generație totuși cu un apetit neformat pentru cultură vor să se deschidă spre cultură, dar nu prea li se întind, să spunem, porțile sau punțile. Acest film, Tudor, pentru anul viitor, este făcut tot pentru copii. Eu numai pentru copii am lucrat cu copii. În cărțile mele aduși noastră și în creațiile mele, în filmele mele, am folosit copii. Nu am făcut tămbălău cu selecții, cu nu știu ce. Eu am ochiul foarte format, iar copiii care i-am folosit au fost niște copii din familii modeste, simple, și acei copii sunt sigur că ei vor prezenta peste 30-40 de ani aceste creații ale mele, pentru că probabil voi fi undeva în concediu mai prelungit. Să știți că copiii se transformau, chiar acum am avut o fetiță pentru cu niște texte, că le-am dat să se uite pe ele despre ce este vorba și m-a sunat mama ei și spune, ce domnul Brodă, știți că fetița mea a învățat textele pe de rost. Și eu nu i-am. Copilul, dacă îl stimulezi, îi pui ceva, îi dai și valoare muncii lui, pentru că e un copil talentat, iată că se poate face. Dacă îi dai numai scene de acelea care știți dumneavoastră cu bâlciuri, cu YouTube, lăsați YouTube-ul și sticle și urlete și țipete, el nu se alege cu nimic. Ați văzut și dumneavoastră așa este. Că așa e normal, până la urmă. Deci este o mizerie mare, o spun cu toată responsabilitatea, să faci evenimente pentru copii în așa mizerie de organizare, adică scene, așa zise, scene puse pe nușine, în minte te urlă toți bețivii, că este așa, așa e la petrecere. Nu ai ce să cauți, domnul Covaci, cu copiii pe acolo. Dar ce să, așa îl instruiești pe mai departe, el va crește. Va zice, domnule, eu m-am... Zice că așa e anormal. M-am călit, păi da, sigur că copilul are... M-am călit stând și urlând, nu știu ce, din nenea Gheorghe, fluierând cu băgăneștele în gură pe acolo. Nu, domnule, copiii, generația tânără ferită de asemenea, că se duc cu părinți, se duc, dar să stea, eu am văzut, să stăteau copiii să intre la rând pe așa zisa scenă, în fum acolo, în țipete alea, până le venea rândul să intre la concurs. Și, domnule, nu știu ce festival, ce festival, domnule, festivalurile să le intre în cap și primarilor și indivizilor care sunt la cultură vremelnic, că nu au ce să caute copiii în asemenea, cum se zic, cloacă, așa pot să zic, eu aia o cloacă. Ala nu este un peisaj pentru formarea tinerei generații. Nu sunt eu nu știu ce mare creator și mare... Un formator de opinie, să spunem. Formator de opinie. Dar când vezi așa ceva, noi, care eu nu sunt plătit de nimeni, am, cum se zice, și știți și dumneavoastră, nu mă impune mine ce să fac. Pe propriile resurse. Fac. Dar de ce să fac pe propriile resurse când statul puține bani să dă și să dreaptă bani pe fel de prostii? Asta zic. Eu cuvânt prostii, cuvânt frumos. Păi până când îți merge, domnule, nu vedeți în ce toată lumea se vede, domnule, copiii nu mai sunt instruiți, copiii nu mai sunt cultivați, copiii... Păi dacă asta te le oferi, mol, bălciuri, el de unde să se formeze, domnul Covaci? Dar pe final vreau să vă întreb, pentru că într-o emisiune de-a mea ați spus că aveți o datorie morală să prezentați filmul Polonia în România Mare, un film extrem de apreciat. Inclusiv la o televiziune națională, la TVR3, a fost prezentat în săptămâna trecută, l-am văzut eu, un documentar despre el. Vreau să vă întreb aici, la ceasul de la garnizoană, unde a fost acest lagăr, vom vedea filmul, cum a spus dumneavoastră, că este una din dorințele dumneavoastră încă neîndeplinite? Este că a fost și acest COVID la mijloc, 3 luni de zile care le-am pierdut, spre rușinea primăriei Târgu Jiu, a conducătorilor primăriei actuale. Păi nu e al garnizoanei, maestre? Nu este al garnizoanei, este al primăriei Târgu Jiu, care l-a lăsat în custodie, în ghilimele, unității militare. E închis cu gard acolo la garnizoane. Este unitatea militară.
dar este proprietatea acest ceas solar polonez, care spune ceva pentru istorie, care vrea istorie, că unii dau doar din gură, este al primăriei, dar este, cum se zice, este, cum aveți dumneavoastră, aveți mobila și televizorul al dumneavoastră, dar stă la mine acasă. Adică că am eu grijă de el, înțelege ce vreau să zic. Sigur îmi doresc ca împreună cu domnul comandant, pentru că la primărie n-am mai călcat de jumătate de an, nu am ce să caut pe acolo, acolo numai oameni deștepți și de elită. O să discut cu domnul colonel Andronescu, comandantul garnizoanei Târgu Jiu, ca acest film, în care exact acum 80 de ani aveam 6.000 de polonezi, militari polonezi, să întreținem aici Târgu Jiu, și acești băieți veseli. Familie lor. Și cu familiile lor, i-am cazat aici și cu sprijinul marelui premier Gorjan Tătărescu. Și vreau să prezint acest film, în primul rând, profesorilor de istorie și copiilor valoroși și în special olimpicilor de istorie și cu, sigur, în colaborare cu garnizoana Târgu Jiu, aici, chiar la fața locului. Așa, au fost barăcile. Unde au fost barăcile și unde ar trebui să fie vizitatori, vin oamenii să uită peste gard. Poți să intre, că garnizoana are regim special. Merge dumneavoastră la acești domni de la primărie, mari deștepți ai națiunii, și întrebați-i de ce e această situație și nu de ieri de azi, de vreo câțiva ani. Eu nu-i mai întreb pentru că am scris destule lucruri care nu mi-au dat niciun fel de răspuns. Probabil după alegerile locale, când nu vor mai fi și vor pleca acasă, probabil atunci ca persoane particulare o să-mi dea răspunsul. Asta este o glumă, domnul Covaci. Este o rușine și oamenii care vor să facă ceva, și nu e vorba de broz, că eu de bine de rău eu mi le fac. Sunt și alți oameni foarte valoroși, eu îi cunosc, dar au văzut dezamăgiți și își văd de treabă, se duce prin băcățelul, eu nu știu, se mai duce la un pescuit, care sunt oameni care ar putea comunitatea, în primul rând conducătorii acestui județ, să-i folosească, să-i utilizeze, adică să oamenii nu le cer nimic, nu vin să le ceară ceva, dar să-i consulte și să le pună în valoare calitățile pe care le au. Nu se întâmplă. Eu în continui drumul meu, niciodată n-am stat de 40 ceva de ani în demnitar sau în nu știu ce șef, pentru că în momentul când stai nu mai faci creație, domnule, nu mai creație. Când stau toată ziua pe la ușile unuia sau altul, deci eu nu stau. Te scrii ceva, nu te sprijină, ce poți să faci? Te duci și îți vezi de treabă, ți-ai copiii tăi, ți-ai oamenii de valoare. Eu în timp, repet, mi-am făcut o echipă extraordinară de oameni profesioniști, de bună calitate, și cu ei lucrez, cu ei merg la drum, dânsii mă cunosc pe mine foarte bine și eu îi cunosc pe dânsii extraordinar de bine și facem lucruri frumoase, cât s-o putea. Așteptăm cu mare interes ultima dumneavoastră producție pentru a ne bucura de bicentenarul unei importante părți din istoria noastră, națională și locală. Mulțumim domnului Dorin Brozbă și, ca să închei prin a-l parafraza pe Nicolae Iorga, să avem grijă de istorie, pentru că cine nu cunoaște istoria riscă să-i repete greșelile.